Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar ce se întâmplă pentru tine din punct de vedere personal, pe dragoste, bani, carieră, dar și surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore. Hai să vedem despre ce este vorba pentru tine. Bun, văd că ești într-o perioadă în care ai dat uitării supărarea, ai dat uitării tristețea, plictiseala. E un moment în care ai acceptat faptul că ceva nu mai funcționa, ai acceptat faptul că e cazul să faci pace cu trecutul. Văd că ai închis o etapă. Da? Recent poate ai avut o întâlnire sau o discuție ceva mai liniștită cu o persoană dragă ție. Bun, hai să vedem acum pe dragoste care e situația. A venit și pisica să vă salute. Regele de spade. Tu aici îți faci niște strategii pe dragoste. Ai niște planuri pe care ți le faci. Pentru unii văd o conexiune foarte puternică cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Este un moment în care ai niște discuții aici clarificatoare într-o situație, da? Hai să vedem ce anume se întâmplă. Asul de monede. Văd aici că apare dovada pentru tine. Da? Fie ți-ai făcut niște strategii și acum în sfârșit vezi și rezultatul, vezi partea practică. Mai văd că mergi într-un loc nou, într-o casă nouă sau într-un loc în care nu ai mai fost. Poți să cunoști o persoană, da? Ți-ai făcut niște planuri și acum începi să le pui în practică. Hai să vedem despre ce e vorba. Sau cineva pregătește ceva anume. Despre ce e vorba? Wow, niște discuții pe care le ai, da? Văd aici un drum pe care îl faci cu foarte multă bucurie, poate către un loc drag sufletului tău sau către un nou loc, așa cum am mai spus. O întâlnire într-un cerc mai mic de oameni, însă văd aici și cineva care îți face o invitație undeva anume. Poate e cineva care te invită în oraș, niște prieteni sau mergi în acest loc nou și acolo uite că poți să cunoști pe cineva. Doi de cupe, foarte frumos. Aici văd o întâlnire foarte plăcută. Fie te întâlnești cu un prieten sau cu cineva din viața ta, cu o rudă, da? Într-un loc nou și aveți niște discuții importante, interesante. Niște dovezi văd aici pe care tu le primești de la cineva anume. Marele preot, wow, o legătură cu zodia Taur. Un profesor, un mentor. Dragilor, aici dacă apare cineva în viața voastră, persoana asta e foarte hotărâtă, vrea ceva serios. Unii puteți să aflați de o nuntă, de o logodnă, de un cuplu nou care se formează în jurul vostru. Dacă ai o întâlnire cu un prieten sau cu cineva anume, aici văd că te vei simți foarte bine, vei învăța lucruri noi. Uite, Marea Preoteasă, Marele Preot, wow, dragilor, aici e o conexiune de suflete pereche. Vei avea niște discuții sau niște conștientizări, vei avea aici parte de o surpriză absolut fantastică din punct de vedere personal. Uite, Regele de Monede, Împărăteasa, Pajul de Cupe. Cineva îți face o surpriză. Hai să vedem îngerii romantici ce spun. Logodnă sau angajament serios. Iubirea ta trece la un alt nivel. Poate cunoști pe cineva sau poate, știu eu, ești cu o prietenă sau cu cineva drag ție, aveți niște discuții și deodată conștientizezi ceva foarte important privind relațiile, privind viața ta. Poate înveți să faci un efort, să renunți la control.
Din punct de vedere profesional, văd aici niște bani care ți intră sau faptul că ți-au intrat niște bani pentru unii dintre voi. Studiezi ceva, analizezi o situație în acest moment. Ce anume se întâmplă? Pajul de cupe, niște vești bune pe care le primești, cineva te va lăuda sau îți va da cuvinte frumoase, însă văd aici o nouă etapă în care ești. O nouă etapă din punct de vedere profesional sau este vorba despre un ajutor financiar pe care îl primești din partea unor persoane mai tinere. Poate tu oferi un ajutor acestor oameni. Deci unor persoane mai tinere, unor prieteni. Sau. Judecata, te revezi cu un coleg de la muncă sau poate ai o petrecere, poate ai un eveniment. De asemenea, văd o veste pe care o vei primi și care îți va oferi mult mai mare încredere în tine. Unii poate vă aflați într-un proces de vindecare spirituală, fizică și aici lucrurile văd că vor merge mai bine. Pajul de monede, deci foarte multe energii tinere aici, din nou. Tu aici ești într-o altă etapă, ești într-o altă energie, mult mai bună. Mult mai bună. Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Fie primești o veste bună privind niște acte, fie se clarifică ceva aici pentru sufletul tău și e ceva care îți va aduce foarte mult noroc și foarte multă bucurie. Să vedem oracolul ce spune în această situație. Ce spune oracolul? Oracolul vorbește despre ceva ce tu îți dorești foarte mult. Fie este vorba despre o pasiune pe care o ai, despre ceva ce vrei să-ți cumperi. Pe de altă parte, poate să fie vorba aici, pentru alții, despre o înțelegere pe care o faceți. Niște vești bune care apar și care pur și simplu vă umplu inima cu bucurie. Totuși văd o persoană puțin geloasă, cineva care are de luat o decizie. E o situație, uite, în care fie reușești să-ți depășești o frică, da? Fie în sfârșit te apuci de acel proiect, te apuci de acel domeniu să-l studiezi, dar e ceva foarte interesant. Ceva ce îți creează multe emoții. Să vedem surpriza. Văd aici o regină de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Surpriza poate să vină din partea unei femei care este matură, sigură pe ea, independentă financiar, poate o femeie căsătorită, da? Poate e o prietenă, o mătușă, cineva din jurul tău, dar surpriza ține și de o sumă foarte mare de bani, împărăteasa, wow, dragilor, mai frumos de atât nici că se putea. Cred că e cea mai frumoasă citire pe care am făcut-o până acum. O legătură din nou cu zodia Taur sau zodia Balanță. Surpriza ține de abundență, surpriza ține de independență, de o încredere mai mare în tine. Surpriza, să știi că ține foarte mult aici de o persoană, da? Cineva care e ca o mamă pentru tine sau în relația în care ești, poți să avansezi. Parcă cineva se află în săptămâna oarbă. O surpriză legată de un proiect, de niște bani. Uite, deci ceva ce se întâmplă pe neașteptate, fie în urma unui drum, fie o veste pe care o primești și care e destul de ciudată. Uite, pe neașteptate poți să cunoști pe cineva. Sau pe neașteptate se clarifică o situație legată de o relație. E o situație în care s-a stat, s-a așteptat, lucrurile au stat pe loc și acum în sfârșit încep să se miște. O legătură mai văd cu zodia Gemeni. Nebunul, wow, poate o nouă persoană care apare.
o senzație de libertate pe care o ai. Nebunul poate să însemne și lucruri total neașteptate care se petrec. Din nou, regina de monede. Deci e ca o resetare pentru tine aici din punct de vedere financiar. Simți că îți recapeți încrederea în tine. Poate femeia asta să-ți dea o veste legată de un copil. Dacă ești într-o relație și lucrurile sunt bune, puteți să aveți niște discuții. Da? Însă văd pe cineva care se simte foarte atras de tine sau e o situație care pur și simplu îți ia ochii. Da? O legătură cu un capricorn mai văd. Și de bani pe care cineva ți-i oferă, un contract. Da? Unii aflați de o împărțire de bunuri. Dar, repet, e o situație care ție îți va oferi mult mai multă încredere în tine și e ceva ce ai așteptat foarte mult. Hai să vedem despre ce e vorba sau ce spune oracolul în legătură cu surpriza. Oracolul vorbește despre un final și despre un nou început în urma unei discuții pe care o ai cu o persoană. Da? Primești o veste surpriză, că cineva a terminat un proiect, că cineva a terminat o etapă din viața sa, cineva îți spune că vrea să se despartă sau afli niște secrete. Wow, dar eu văd foarte mult succes și foarte multă bucurie legată fie de o avansare a ta, fie ceva legat de o mireasă, de o logodnă, de o căsătorie, dar e ceva ce se mișcă foarte rapid, foarte, foarte rapid, deci nici nu ai timp să vezi. Încă o carte vreau. Bun, și are legătură cu ceva ce se întâmplă într-o casă sau are legătură cu o mutare, cu o relocare, cu o transformare. Da? Cineva îți dă o veste. Poate afli de cineva că se mută. Dragilor, hai să mai luăm și o carte din partea îngerilor. Surpriza e că cineva va renunța la o fostă relație. Poate tu, pe neașteptate, renunți la o relație de codependență. Văd aici sentimente romantice, iubire, deci poate cineva face niște gesturi față de tine care te vor mira. Și un prieten, repet, te poate ajuta. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și așa îmi puteți mulțumi și mă puteți ajuta. Și de asemenea, dacă dorești să mai vizionezi o altă citire, te aștept cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.